Bun regăsit la o nouă întâlnire cu mesajele fratelui Zac Pungnan din India. Continuăm astăzi mesajul de data trecută despre o viață de neclintit, privind astăzi la alte câteva lucruri practice care ne vor ajuta să fim de neclintit în zilele care vin. Cum să ne păstrăm o conștiință curată, ce rol are pacea lui Hristos în deciziile pe care le luăm și arbitrarea relațiilor din trup și cât de mare este Dumnezeul nostru, vor fi doar câteva aspecte abordate de Zac Pungnan în minutele următoare. Audiție folositoare! El este cel care răsplătește pe cel care îl caută cu seriozitate. Dacă spui, Doamne, fiecare mesaj pe care îl aud, vreau să îl folosesc pentru a te cunoaște pe tine mai bine. Nu doar să cunosc Scriptura mai bine, ci pe tine. Vreau să fiu în mod constant umplut de Duhul Sfânt. Întotdeauna să trăiesc în prezența ta. Pentru ca viața mea, conversația mea, comportamentul meu să fie în așa fel încât, ca și cum Iisus ar fi mereu prezent acolo cu mine. Atunci vom fi de neclintit în zilele care vor urma. Dumnezeu ne va da înțelepciune. Să știm ce avem de făcut când vom întâmpina acele situații dificile. Sau ce sfat să dăm copiilor noștri când întâmpină ei situații dificile. La școală, de exemplu. Nu e atât de rău în țara noastră încă. Aici poate fi într-un alt fel, dar vreau să vă spun. Nu vei avea înțelepciunea să-ți ghidezi copiii așa cum trebuie în zilele care vor veni, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă îl cunoști pe El, vei avea un răspuns pentru fiecare situație. Dumnezeu poate rezolva orice problemă. Credeți asta? Bineînțeles. Credeți că există vreo problemă pe care Dumnezeul, Cel Atotputernic, care conduce Universul, nu poate rezolva? Uneori privesc cerurile noaptea și îmi dau seama puțin cât de imens este acest univers. Și doar cât am studiat puțin despre geografie, îmi dau seama că Universul acesta este imens. Și Pământul este ca un punct de nisip. Un mic punct de nisip. Toată planeta aceasta, Pământ, comparat cu Universul acesta, este ca un fir de nisip, ca un puncticel. Și îi spun, Doamne, în punctul acesta de nisip sunt și eu, un om mic. Doamne, nu mă lăsa să am păreri prea înalte despre mine însumi. Această persoană micuță, din acest mic punct de praf, care îndrăznește să spună altora despre Dumnezeul Atotputernic. Doamne, ajută-mă să am gânduri smerite despre mine, cumpătate. Sunt uimit de cât de mulți oameni învață Scriptura pe alții și nu au această reverență, această uimire în fața acestui Dumnezeu. Dar asta pentru că nu-L cunosc. Din această cauză este atât de multă cunoștință biblică în lume astăzi, dar puțină cunoaștere de Dumnezeu, foarte puțină cunoștință și cunoașterea lui Dumnezeu. Câți dintre voi sunteți pasionați să-L cunoașteți din ce în ce mai mult pe Iisus Hristos? Să-L cunoașteți așa cum se scrie în Cântarea Cântărilor, acea relație dintre mire și mireasă, o cunoaștere intimă, pasionată. Să știți că pasiunea mea, în toată viața mea, nu a fost să predic Evanghelia. Nu este să învăț Scriptura pe alții. Pasiunea mea nu este să călătoresc aici și acolo, nici măcar să plantez biserici. Departe de mine toate aceste gânduri. Pot să spun cu sinceritate înaintea Domnului că pasiunea mea este să-L cunosc mai bine pe Iisus, mirele meu, cu fiecare an care trece. Și pe măsură ce-L cunosc, El mă duce. Mă acolo, mă duce pe dincolo, mă lasă să spun altora despre El. Asta e altceva. Toate astea curg dintr-o relație cu El. Eu vreau să trăiesc în prezența Lui. Și am spus, Doamne, dacă voi trăi tot timpul în prezența Ta, nu voi pierde cumpătul niciodată în viața mea.
24 de ore din 24, 365 sau 66 de zile pe an. Vreau această viață. Vreau o viață în care să nu fiu îngrijorat. Pentru că Biblia ne spune, nu vă îngrijorați de nimic. Biblia spune, dați la o parte orice mânie. Singurul fel în care putem face lucrul acesta este tocmai acest lucru. Să putem spune cu adevărat că l-avem pe Domnul totdeauna înaintea ochilor noștri. Când El este la dreapta mea, nu mă clatin. Aș vrea ca voi, cei care sunteți tineri, să fiți cu adevărat prinși de acest adevăr, de azi înainte, pentru ca voi să puteți fi martori ai Lui Dumnezeu în generația voastră și să proclamați aceleași adevăruri pe care noi, ca părinți, vi le-am proclamat vouă în generația voastră. Este mare nevoie ca tineri să se ridice în mijlocul nostru cu aceeași pasiune și râvnă să conducă pe alții în a-L cunoaște pe Dumnezeu. Unii dintre voi sunteți pe aici de atâția ani. Nu credeți că este vremea? Așa cum Domnul i-a spus lui Petru, când te vei întoarce, Petre, să întărești pe frații tăi. Să întărești pe frați. Sunt unii care și-au dat viața peste cap. Au eșuat de mai multe ori, așa ca Petru. Nu contează. Domnul spune să nu se piardă credința ta. Când ajungi la fund, adu-ți aminte, chiar atunci când ai dat de fund, că Tatăl tău din ceruri te iubește, indiferent cât ai eșuat. Și vreau să vă spun și vouă adevărul acesta. Poate sunteți dintre voi care ați eșuat atât de mult, care v-ați dat viața cu adevărat peste cap. Atât de multe lucruri greșite în trecut. Când ajungeți la fund, să știți, să nu uitați că Dumnezeu încă vă iubește. Și are un plan pentru voi. El vrea să vă întoarceți la El. Și chiar după ce v-ați întors, să întăriți pe alți frați. El vrea să facă lucrarea aceasta. Și pe mine Dumnezeu m-a purtat înainte de a porni biserica în voi adânci de eșec, respingere, frângere. Și astfel, trecându-mă prin toate aceste văi și stări, așa m-a pregătit pentru ceea ce avea pentru mine. Nu prea pot avea gânduri prea înalte despre mine însumi. Știu cine sunt. Știu cine am fost. Știu de unde m-a scos Domnul. Nu voi uita niciodată. De aceea am speranță și nădejde pentru fiecare. Și vorbesc adevărul. Am nădejde pentru oricine, oricât de dată peste cap este viața lor. Poate că și-au ruinat și căsătoriile. Poate au eșuat în creșterea copiilor. Am nădejde, chiar dacă poate voi nu mai aveți. Pentru că eu îl știu pe Dumnezeu. Și eu știu că El are o speranță, o nădejde. El este Dumnezeul nădejdilor. Așa că vreau să vă încurajez. Căutați ca Duhul Sfânt să vă facă conștienți de prezența Domnului. Și am spus acel lucru practic pe care îl puteți face. Imediat ce conștiința vă spune că ceva este greșit, opriți totul și îndreptați acel lucru. Este un sfat practic pe care vi-l pot da. Și am și un verset care să-l împărtășesc. Coloseni, capitolul 3. Trebuie să cunoașteți aceste versete. E bine să aveți Scriptura cu voi, să deschideți la acest verset, să-l cunoașteți, să-l memorați. Coloseni 3:15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească, să domnească, sau așa cum am scris la marginea Scripturii, să arbitreze în inimile voastre. Pacea lui Hristos să fie un arbitru în inimile voastre. Pacea la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup. Noi suntem un singur trup în relațiile unii cu alții. Uneori pot apărea dificultăți. Și Biblia nu este nerealistică. Poți avea dificultăți cu soția ta, cu soțul tău, cu copiii tăi. Și când pacea este deranjată în inima ta,
în vreo relație, asta înseamnă că arbitrul a fluierat din fluier. Și știți cum e la un meci de fotbal. Când arbitrul fluieră, jocul se oprește. Oamenii care nu cunosc regulile sau un jucător care doar cunoaște aceste reguli ar continua, poate să joace, să dea gol și el crede că a înscris un gol. Dar arbitrul spune, vino înapoi, mingea la mine. Nimic nu se mișcă în jocul acesta până când acel fault nu este îndreptat, nu se rezolvă. Pentru că eu am fluierat. Asta înseamnă și acest verset. Pacea lui Hristos să fie un arbitru în inimă care fluieră și spune ceva este greșit. Asta înseamnă că atunci când îți pierzi pacea cu privire la vreun lucru și nu ni se întâmplă de multe ori lucrul acesta, ceva care ne tulbură, deseori spun, când ești în acea stare de iritare, când ești tulburat, cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să nu-ți deschizi gura atunci. Pentru că vei spune prostii pe care le vei regreta mai târziu. Dacă ceva te tulbură în relația cu soțul tău sau cu soția ta și se întâmplă în fiecare căsătorie, ține-ți gură. Pentru că este tulburare în inima ta, arbitrul a fluierat. Nu spune tu repede. Nu-ți folosi gura. Stai liniștit. Și roagă-L pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să îndrept acest fault. Asta înseamnă să-mi recapăt pacea în inimă. Dacă ești în prezența Domnului, vei avea întotdeauna pace în inima ta. Și așa vei ști. Așa cunoaștem gândul Duhului Sfânt. Când căutăm voia lui Dumnezeu cu privire la vreun lucru, când iei în calcul să te căsătorești cu cineva, sau o slujbă, sau să te muți într-un alt loc. Romani 8, versetul 6, ne spune, ultima parte a acestui verset, umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Pace. Asta înseamnă că atunci când te gândești la o propunere în căsătorie, cu cât te gândești mai mult la asta și te rogi cu privire la acest lucru, cu atât vei avea mai multă pace în inima ta. Asta spune Duhul Sfânt. Dar dacă ai neliniște, tulburare, orice ar fi, orice subiect ar fi, Duhul Sfânt îți spune, așteaptă. Bineînțeles, trebuie să fii călăuzit de Duhul, să umbli după lucrurile Duhului. Dacă ești tulburat pentru că băiatul sau fata nu are bani, nu ne referim la cazuri de genul acesta, ci este vorba de a căuta voia Domnului. Pacea este un mijloc prin care Dumnezeu ne arată voia Lui. Umblarea după lucrurile Duhului este pace. Pacea este arbitrul după care știu dacă am făcut ceva greșit. Dacă nu ai făcut lucrul acesta până astăzi, poți să-l faci de astăzi înainte. Doamne, ori de câte ori îmi pierd pacea în inima mea, îmi voi spune mie însumi, trebuie să mă opresc. Oricât de aproape aș fi să marchez golul, trebuie să mă opresc. Pentru că nu pot înscrie acel gol. Trebuie să mă opresc să îndrept lucrurile. Poate să cer iertare de la cineva, să îndrept un lucru, și apoi să merg mai departe. Este o regulă simplă pe care cu toții o putem urma. Dacă, și este un mare dacă suntem smeriți. Un singur motiv am avea să nu îndreptăm lucrurile. Și acel motiv este mândria. Un singur motiv pentru care nu vei merge să-ți ceri iertare de la cineva. Mândrie. Așa că pe lângă o conștiință curată, aș spune, oriunde găsim o situație să ne smerim, să o folosim. Asta este, de fapt, calea crucii. Să lăsăm pe celălalt să creadă că a câștigat argumentarea. Mulți oameni vin la mine să argumenteze cu privire la anumite aspecte. Știu că nu sunt interesați de adevăr, pentru că dacă ar fi, aș petrece bucuros mult timp cu ei, dar ei vin setați să se certe cu privire la vreun aspect din Scriptură.
Și îi spun, frate, eu nu mai am nimic de zis. Ce spune el? L-am bătut pe Zac, l-am înfrânt. I-am dat un argument, n-am mai zis nimic. Să gândească așa. Eu voi căuta pace. Eu nu sunt interesat să câștig o argumentare cu nimeni. Vizitam odată un grup de credincioși care aveau în vedere darul acesta al prorociei. Ceea ce gândesc eu despre prorocie este ceea ce găsim scris în 1 Corinteni 14 cu 3. Cine prorocește, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Asta este prorocia nouă testamentară. Și da, în Vechiul Testament aveam în vedere acel aspect al prezicerii viitorului, dar nu toți prorocii făceau lucrul acesta, ci mesajul principal al prorociei lor era acesta al pocăinței. Întorceți-vă de la păcat. Cel mai mare profet care s-a născut din femeie, Ioan Botezătorul, a predicat lucrul acesta. Pocăiți-vă! Așa că împărtășeam aceste lucruri și discutam cu cei de acolo și ei îmi spuneau, nu, prorocia are de-a face cu prezicerea viitorului. La fel cu Agab. Da, admit, lucrul acesta se întâmplă, dar e ceva mult mai rar. Nu asta este funcția principală a prorociei. Și de multe ori aveam aceste dezbateri și argumente din partea acestor frați. Mi-aduc aminte, ultima discuție am dezbătut timp de o oră și ei mergeau doar pe aspectele acelea. Eu tot le aminteam de lucrul acesta. 1 Corinteni 14 cu 3. Și continua lucrul acesta, se făcea deja noaptea târziu, mi-am zis, Doamne, dă-mi un cuvânt de înțelepciune acum, pentru ca să putem concluziona, să putem finaliza. Și le-am spus, fraților, voi mai spune un ultim cuvânt și mă voi opri. Și le-am citat din 1 Corinteni 13, versetul 9. Cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, versetul 12, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, să recunoaștem că asta este cunoașterea noastră. Dar atunci, când va veni El, vom cunoaște pe deplin. Până atunci, ce să facem? Versetul 14, versetul 1, urmăriți dragostea. Fraților, să facem lucrul acesta. Și am încheiat discuția. Căutați pacea, calea smereniei. Lasă-i pe oameni să creadă că au câștigat argumentarea. Alegeți să vă smeriți întotdeauna, calea smereniei. Niciodată, dar niciodată să nu căutați să vă înălțați pe voi. Pentru că Dumnezeu dă har doar celor smeriți. Dacă vreți harul lui Dumnezeu întotdeauna peste viața voastră, și eu vreau lucrul acesta, vreau în fiecare zi a vieții mele harul lui Dumnezeu peste mine. Vreau harul lui Dumnezeu atunci când predic de la un avon, atunci când consiliez pe cineva, un frate. Vreau harul lui Dumnezeu, pentru că vreau să-i dau un cuvânt potrivit. Așa cum am mai spus, ori de câte ori Domnul Iisus întâmpina o problemă, fie că erau 5.000 de oameni de hrănit, sau problema nunții din Cana, nu mai era vin, indiferent care era problema, întotdeauna a avut un răspuns. M-ați mai auzit zicând, niciodată nu s-a întâmplat ca nimeni, absolut nimeni, să vină la Iisus cu o problemă și Domnul Iisus să zică, măi, problema asta e prea dificilă. Nu știm ce să facem. Nu știu ce să fac. Și El nu se scarpină în cap că nu știe ce să facă și e la fel și astăzi. El este același, ieri, azi și în veci. Crezi că mergi la El cu o problemă și El să nu știe ce să facă? E prea grea problema asta, nu știu ce să fac. De multe ori noi ne purtăm așa. Uneori ne gândim, problema mea e atât de mare. Imaginea pe care mi-a dat-o Domnul odată. Vedeți, noi vedem uneori acele mici, mici furnici. Și nu ne gândim la alea negre mari, ne gândim la acele mici, mici furnicuțe pe care le mai vedem uneori. De multe ori le vedem aliniate așa, una după alta, merg și câteodată una dintre ele poartă un bob de orez sau de altceva spre mușuroi sau unde și-au făcut ele adăpostul. Este o povară grea pentru acea furnică. Și să zicem că acea furnică ar putea vorbi cu mine,
și mi-ar spune, frate Zac, mă poți ajuta să duc bobul ăsta de orez? E de 5 ori mai mare decât mine, e destul de greu, să știi. Ea chiar crede că e greu și e greu pentru ea. Ea spune, un bob de orez? Păi îți duc un sac și mai mult de 5 picioare. Așa sunt problemele noastre, de multe ori. Iată-mă pe mine încercând să duc în ghilimele acel bob de orez, acea problema mea, și vin la Dumnezeu și îi spun, Doamne, oare Tu mă poți ajuta? Să știi că e grea problema. Când facem lucrul acesta, pentru noi, Dumnezeul nostru nu este suficient de mare. Cred că Dumnezeul căruia se închină mulți credincioși nu este adevăratul Dumnezeu. Dumnezeul unora este mult, mult prea mic. Asta pot spune multor credincioși. Dumnezeul vostru este prea mic, dar nu este Dumnezeul cerului. Să-L aveți pe Domnul tot timpul înaintea ochilor voștri. Nu contează ce vom întâmpina în India sau în oricare alt loc. Eu cred că Dumnezeu are un răspuns pentru fiecare situație. Nu spun că va fi ușor. Nu spun că nu va fi implicată suferința. Nu spun că nu va trebui să muriți. Chiar și Iisus a trebuit să moară. Și apostolii au trebuit să moară. Dar spun că există o soluție. O soluție care va glorifica numele Lui. O soluție prin care Dumnezeu te va ridica chiar în fața celui rău, așa cum a făcut-o cu Iov. Vezi acel bărbat, vezi acea femeie, în acea vreme de presiune, au refuzat să facă compromis. Au stat de partea adevărului. Dumnezeu vrea astfel de bărbați și femei în țara noastră, în biserica noastră, să ne ridicăm și să răspundem acestei chemări. Doamne, vreau să Te am mereu înaintea ochilor mei. Doamne, voi păstra o conștiință curată și vreau ca pacea Ta să arbitreze în inima mea. Voi alege această cale a smereniei, a morții față de mine însumi. Oricând vine oportunitatea, vreau să iau crucea în fiecare zi. Și vreau să mor. Vreau să spun și vestea cea bună. Ori de câte ori alegi să faci lucrul acesta, să mori, va fi și o înviere. Pavel spune, vreau să cunosc puterea învierii sale. Cum poți să cunoști puterea învierii dacă nu alegi să mori? Când Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd această cale a crucii, și este o conexiune foarte strânsă între a fi umplut de Duhul și această cale a crucii, Duhul Sfânt te va călăuzi și te va ghida pe această cale a crucii mereu. Și când ești confuz cu privire la calea pe care să o alegi, alege mereu această cale a crucii. Asta este calea potrivită. Am văzut lucrul acesta de-a lungul anilor. Calea morții față de tine însuți este calea de a experimenta învierea în Duhul tău, care te va ridica. Învierea este cea care ridică din fundul morții în înălțimea cerului. Domnul Iisus a fost luat din mijlocul pământului până în cele de mai sus locuri ale cerului, prin înviere. Și El va face lucrul acesta și pentru tine și pentru mine. Mă rog ca toți să ajungem în acest punct, în zilele care vor veni, nu doar să fi auzit niște vorbării în această dimineață. Cred că ați auzit lucruri practice prin care puteți spune, Doamne, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul vremurilor, nu vreau să fiu unul care pur și simplu vine și pleacă de la biserică, care merge cu mulțime, ci vreau să fiu un creștin cu toată inima, dedicat. De azi. Vreau să fiu unul care te cunoaște din ce în ce mai mult și mai bine și să nu las ca lucrurile acestei lumi să mă îndepărteze de acest scop. Îți mulțumesc pentru toate situațiile care le-ai orchestrat în viața mea, prin care am putut să te cunosc mai bine. Doamne, vreau să merg pe această cale, să te am totdeauna în fața ochilor mei, totdeauna în prezența Ta. Să răspund vocii conștiinței, să fiu rapid în a îndrepta lucrurile. Dacă arbitrul a fluierat, să rezolv acel fault, să fiu rapid în a-mi cere iertare, rapid în a mă smeri, rapid în a muri față de mine însumi. Și vreau să vă spun că dacă mergeți pe această cale, pe vremea aceasta, anul viitor, vei fi un alt om, o altă femeie. Viața ta de creștin va fi dusă la un alt nivel.
Credeți-mă, a venit vremea pentru fiecare dintre noi să luăm această provocare. Fie ca Dumnezeu să vă ajute. El este gata să vă umple cu Duhul Lui. Știți care este definiția credinței în acest aspect? Să crezi că Dumnezeu este mai doritor să te umple cu Duhul Sfânt decât ești tu să fii umplut. Dumnezeu este mai doritor să-ți dea biruința asupra păcatului decât ești tu doritor să ai biruința asupra păcatului. Dacă credeți că voi sunteți mai doritori pentru lucrurile acestea, să știți că asta este necredință. Să renunțăm la asta. Să credem că Dumnezeu este mai doritor să împlinească toate promisiunile Lui în noi, pe care le-a lăsat în cuvântul Său. Gândiți-vă la acel fiu risipitor, care se întoarce din țările îndepărtate și face câțiva pași, se apropie, iar tatăl aleargă spre el. Ce imagine vedem acolo? Cine este mai doritor acolo? V-ați gândit la cele trei pilde din Luca 15? Acolo Domnul Iisus dă trei pilde. Oaia pierdută, bănuțul pierdut și fiul risipitor, fiul pierdut. În cazul cu oaia pierdută, cine este cel care are pierderea? Oile sau păstorul? Păstorul are pierderea. În cazul bănuțului pierdut, cine are pierderea? Bănuțul este deranjat că s-a pierdut? Femeia. Este pierderea femeii. Aplicați lucrul acesta celei de-a treia pilde. Uneori nu ne gândim la ea așa. Când tatăl și-a pierdut fiul, a cui pierderea a fost? A fost și pierderea fiului, dar a fost mult mai mică în comparație cu ceea ce a pierdut tatăl. Vreau să priviți la Dumnezeu așa. El, care s-a îmbogățit prin faptul că voi ați devenit copii ai Lui. Moștenirea Lui în sfinți, spune în Efeseni 1. Și este pierderea Lui când tu te depărtezi. Spune, Doamne, vreau să cred lucrul acesta. Dacă eu mă întorc spre Tine, Tu alegi spre mine. Asta este credința. Dumnezeu vrea să te facă o persoană de neclintit, de nemutat, un creștin de genul acesta. Fii încurajat de lucrul acesta. Să ne rugăm. Ne plecăm capetele în rugăciune. Dragi frați și surori, nu cred că este doar un alt mesaj, ci este un cuvânt de la Dumnezeu care v-a fost dat potrivit cu nevoile inimilor voastre și El vrea să facă ceva în voi. Răspundeți lui Dumnezeu. Așa cum a spus Domnul Iisus, cine are urechi de auzit să audă. Cred că cu toții aveți urechi să auziți. Și așa va fi. Tot ce ați auzit astăzi, veți spune amin? Da, Doamne, am auzit. Am spus că așa va fi în viețile noastre. Amin. În numele Domnului Iisus. Amin. Ați ascultat cea de-a doua parte a mesajului despre o viață de neclintit. Cu dorința ca Dumnezeu să ne facă astfel de creștini în aceste zile, pregătiți pentru tot ceea ce va veni, vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în aceea zi și la aceeași oră, cu un nou mesaj biblic semnat Zac Punan. Până atunci, fiți binecuvântați!